Pianul este cel mai nou instrument de cauza complexității lui. Primul instrument cuplat a fost monocordul la din de sus, s-a dat o singură coardă și sunetele erau diferențiate parmonice, adică dacă se trece ceva de la jumate, sună tablă și tot așa. Cel de jos e tot monocord, mai multe clape, din care ajută mai târziu clarinetul. A, din țambalul, din țambalul vechi, s-au adăugat niște clame și a rezultat clarice țambalul sau clarice țambalul. Sau clavecinul. Clavecinul a fost folosit cam 200 de ani, tot barocul, adică pe clasicismul. La clavecin, din cauza că trebuie să se acționa printr-o, se numea un plectru, un fel de pană care se ciupea de coardă, nu se putea face nuanță. Noi acum cântăm Bach cu nuanțe, vă adaptăm la pianul modern, dar atunci nu se cânta cu nuanțe. Și nu ținea sunet. Primul clavecin a fost, pianul a ieșit de clavecin și ciocănele a fost adaptat de Bartolomeo Cristofori. Pianul s-a adaptat construcția cam din 17 ani, așa. Din 1709 până în 1726 s-a numit Gravice în Barba, adică clavice în bani, cu pianul și forte, se putea face, se putea face un anțepel. După aceea, a luat de pianoforte, apoi doar pian. Pianul ăsta există, e original la lui Bartolomeo Cristofori, la muzeul din New York. Mai târziu, puțin cu 100 și ceva de ani, în 1830, se inventează sistemul de corne cu cișape și în felul ăsta, cu ce fi mai lungi, sunetele sunt mai puternice în registrul grav și anumite armonice. Toate pianele astea se astăzi ne va cânta la pian Năvala Andrei, clasa a 8-a, profesor Carmen Aureliu, Iruma, Rivers, Long Studio. Thank you.
Var yine. Açıkçası işte promosyon. Bir katla bir şey var. Karısından şarjlı. Ancak yarayımız. Adika sus. Akmayın. Primul carnet, datat de 1690, făcut de Denner, la 7 ori și 2 bani, un arătă. S-au făcut mai multe modificări ale carnetului de-a lungul timpului, s-au adăugat și orifice și plape, la vecinii pe care, la carnetul pe care folosim astăzi, și realizat de Fiat Sintec, Glosse, francez de origine greacă, la care a adaptat sistemul Gören de la, de la Flau, care folosește și asta. Familia carnetului are multe. Cel mai comun este carnetul sopran, sigur, pe care îl folosim noi. Acela contrabas e foarte mare, cam cât un om așa de înalt, folosește foarte rar. Astăzi, la carnet, ne va interpreta Vâlciu Nicolae, de la profesorul Gheorghe Urmazu, pian Petre Ștefănescu, Komarovski, cântec ucrainean și de astăzi. Asta mi-a fost.